că putem începe. Bună ziua! Stimați colegi, onorată audiență, asistență, stimați domnule președinte comisiei, stimați colegi, bună ziua! Bine ați venit la acest eveniment. Numele meu este Adrian Lupșor, sunt director executiv Expert Group și scopul acestui eveniment este să discutăm reformele planificate în domeniul companiilor de stat. Este un domeniu foarte complex și apreciez prezența în această sală a unei audiențe destul de largi, cumva văd reprezentanții ai companiilor de stat, ai sectorului privat, partenerilor de dezvoltare, ceea ce confirmă interesul sporit pentru acest sector, un sector care cumva mereu a fost, din păcate, unul destul de problematic, cu eficiență scăzută, transparență scăzută. Ani la rând, noi la Expert Group scriam despre ineficiența companiilor de stat, despre transparență scăzută în acest sector și despre necesitatea de a fortifica guvernanța în acest domeniu. Și ne bucurăm că în ultima perioadă Guvernul, Agenția Proprietății Publice, în pofida schimbărilor de conducere de la aceste instituții, s-au angajat într-o reformă destul de ambițioasă, dar necesară a acestui sector. Vedem și faptul că reforma companiilor de stat face parte din condiționalitățile pentru începerea negocierilor cu Uniunea, pentru aderarea la Uniunea Europeană, este parte a condiționalităților cu FMI, în cadrul memorandumului cu FMI. Un milestone foarte important, strategic, este faptul că guvernul precedent deja a adoptat strategie de gestionare a proprietății publice, în engleză este State Ownership Policy, care exprimă viziunea statului cum urmează să reformeze acest sector. Și această strategie trebuie să fie implementată. Deci nu se oprește tot la adoptarea unui document doar pentru bifă, evident. Noi ne dorim ca acest document să fie implementat și vom depune, noi ca instituție vom acorda și expertiză în acest domeniu și vom face tot posibilul pentru a ajuta instituțiile statului să implementeze acel document. Acest eveniment este organizat cu suportul Fundației Soros și Fundației NED. Colegii mei vor prezenta concluziile unor studii care au fost elaborate la fel în cadrul proiectului cu Fundația Soros. Voi menționa și un alt donator foarte important, este Ambasada Olandei, care la fel acordă asistență Agenției Proprietății Publice și mai nou Energocomului pentru a-și crește capacitățile în aceste vremuri destul de dificile. Dar înainte de a trece nimjul și de la prezentări, eu aș vrea să ofer cuvânt domnului Radu Marian, care este președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, care este de fapt și probabil principalul avocat sau promotor al reformei companiilor de stat. Domnule Marian, vă rugăm. Domnul Pșor, domnul director, vă mulțumesc tare mult, bună dimineața tuturor, mă bucur să fiu aici. Cumva discutam cu domnul Pșor că în 2013 a fost primele zile de lucru la Expert Group. Atunci am început să fiu mai interesat de tot ce înseamnă politici publici și chiar primul meu eveniment care am participat a fost tot în sala asta. Așa că eu întotdeauna am apreciat și apreciez suportul pe care îl oferă Expert Group instituțiilor de stat și în general societății, pentru că spuneam de acest grup de lucru. Am început să lucrăm vara în cadrul acesta și Expert Group și alte instituții au venit cu un aport substanțial și au contribuit la aprobarea acestei strategii care ține de întreprindere de stat. Cum spunea și mai devreme domnul Lubușor, cumva reforma întreprinderii de stat este un angajament cheie în contextul negocierilor de aderare cu Uniunea Europeană.
Avem o mare problemă de ineficiență. Instituțiile de stat conștientizează acest lucru. Ponderea întreprinderilor de stat în PIB este la aproximativ o cincime. În condițiile astea, productivitatea și cumva valoarea adăugată a economiei ea nu se ridică la nivelul în care, dacă ne uităm, de exemplu, la numărul de angajați, în general, noi credem la nivel de politică de stat că acolo unde există potențial de concurență, de piață, acest lucru trebuie lăsat în domeniul privat. Suntem extrem de hotărâți să mergem înainte. Necesitatea reformei este clară. Și da, noi am aprobat această strategie, dar anul ăsta, în 2023, urmează o etapă, poate una din cele mai importante. Noi urmează să începem cu trierea a tot ce înseamnă întreprindere de stat. Sunt câteva cumva indicatori, clasificări. Nu știu dacă e cazul acum să intru în detaliu, pentru că o să fie o prezentare, dar anul ăsta planificăm să avem această triere, să clasificăm aceste întreprinderi, aceste active, și apoi să începem nemijlocit restructurarea. Aș vrea să vă spun că va fi un proces rapid, dar nu va fi. Va fi un proces îndelungat, care se va întinde pe mulți ani. Și politic va fi extrem de complicat, cu toții știm când spui de privatizări, începe tot felul de discuții, speculații, deci o să trebuie să fim foarte atenți în modul în care argumentăm necesitatea acestei reforme și o să avem mare nevoie de comunitatea experților, de societatea civilă, ca să ajute guvernarea să explice nevoia tot ce înseamnă restructurarea și reformarea instituțiilor de stat. Cam asta. Vă mulțumesc tare mult și deja sper să avem mai multe ocazii să discutăm la sesiunea de întrebări-răspunsuri. Mersi. Vă mulțumim, domnule președinte. Am menționat deja, acest eveniment este organizat cu suportul Fundației Soros Moldova și Fundația Soros Moldova pe parcursul la deja câțiva ani, cred că doi ani, acordă împreună cu Expert Group, acordă asistență în domeniul reformei companiilor de stat. Domnule Petru Culeac, director executiv al Fundației Soros, vă rugăm cu un cuvânt de salut. Mersi mult. Domnule președinte, domnul director, mersi tare mult pentru invitația la această conferință. Aș vrea să încep prin a remarca înainte de toate perseverența de care au dat dovadă colegii de la Expert Group, așa cum menționase și Adrian mai devreme. Deja pe parcursul mai multor ani, ei decriptează pas cu pas acest domeniu extrem de sensibil, care este domeniul proprietăților publice în general, dar și domeniul întreprinderilor cu capital de stat în particular. Fundația susține într-adevăr de câțiva ani aceste proiecte pentru că ele au niște obiective importante. Credem foarte mult că aceste proiecte vor rezulta în eficientizarea sectorului întreprinderilor cu capital de stat, prin îmbunătățirea guvernanței corporative, prin mărirea transparenței, prin eficientizarea consiliilor de administrare și așa mai departe. Dincolo de toate, suntem siguri că aceste proiecte ajută Republica Moldova să înainteze pe calea realizării angajamentelor pe care ne le-am asumat față de partenerii noștri externi. Nu poate fi pusă la îndoială, desigur, importanța sectorului întreprinderilor de stat în economia Moldovei, fie datorită activilor pe care le gestionează aceste întreprinderi, numărului de oameni angajați, dar și naturii serviciilor sau produselor pe care le furnizează societății. În același timp există și foarte, foarte multe probleme și este important ca statul să aibă o poziție foarte clară privind rolul său în economie, o poziție bazată pe conștientizarea responsabilității pe care o are statul în a nu perturba concurența, în a nu crea sau perpetua oportunități de corupție, dar dimpotrivă a încuraja dezvoltarea acestui sector. Din păcate, pe parcursul anilor, la nivelul factorilor politici, nu putem spune că domeniul a fost tratat cu mare consecvență, a fost tratat diferit de la o perioadă la alta. Ca rezultat, istoria relației stat
și întreprinderi cu capital de stat este una a oscilațiilor permanente între deziderate nobile și scandaluri de corupție. Ca să aduc câteva exemple, putem să menționăm doar câteva nume, fie că e vorba de aeroportul internațional Chișinău sau întreprinderea Metalferos. Starea aceasta de lucruri a fost observată în repetate rânduri și de partenerii externi, care în concluziile lor, de cele mai deseori, atrăgeau atenția la multitudine de probleme care persistă, printre ele fiind și existența riscurilor de corupție sau riscurilor de administrare defectuoasă a proprietăților publice sau riscul capturării întreprinderilor cu capital de stat de către factorul politic. Acum, odată cu adoptarea strategiei privind administrarea proprietății de stat în decembrie anul trecut, Moldova face un pas înainte spre realizarea unuia dintre cele nouă condiționalități înaintate de UE, odată cu acordarea statutului de țară candidată. Pe lângă acest lucru, această strategie pune și o povară destul de mare pe umerii autorităților, povara implementării acestei strategii. Iată de ce este esențial ce se va întâmpla mai departe. Vom continua să fim martorii acestor oscilații între deziderate nobile, angajamente, ferme declarative sau totuși vom implementa această strategie, vom pune-o în practică. Aș vrea să cred foarte mult că dezbaterea de astăzi va fi un element care va contribui la implementarea totuși a strategiei și de asta vă doresc o discuție fructuoasă și constructivă. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Culeac, și apreciem, sigur, deschiderea Fundației Soros pentru a susține reformele în acest domeniu. Reformele după care, după cum am spus, sunt promovate activ de Parlament, de guvernare și în persoană domnului Radu Marian, la fel apreciem angajamentul și acest drive pentru reformă și vă rugăm să nu vă opriți, să continuați, pentru că este un domeniu care opune rezistență, să spunem lucrurilor pe nume, nu toți își doresc această reformă, sunt cercuri de interese care vor face tot posibilul pentru a bloca, pentru a compromite această reformă, dar trebuie să mergem înainte, pentru că noi știm că acest sector odată trebuie să fie altfel, nu așa cum este acum. Și domnul Culeac a menționat, într-adevăr avem această strategie foarte importantă care trebuie să fie implementată și eu chiar îmi doresc ca această strategie să se transforme, cum e și logic, în câteva programe. În primul rând, program de restructurare și modernizare a Agenției Proprietății Publice. Doi, program de restructurare și de consolidare a guvernanței corporative în companiile de stat. Aici ne referim și la SAU-uri și la întreprinderile de stat. Și trei, program de privatizare. Și nu trebuie să trebuie să schimbăm percepția societății vis-a-vis de acest termen de privatizare. Din păcate avem experiența negativă anilor 90, dar suntem în secolul 21 când avem deja avem lecții învățate și avem modele suficiente de succes pentru a fi preluate de către Republica Moldova. Și cu aceasta vom începe, de fapt, prezentările noastre. Ofer cuvânt colegului Vitali Rapce, care va prezenta principalele prevederi ale acestei strategii. Pentru că noi credem că e important cu toții să cunoaștem ce prevede această strategie și care sunt acțiunile care vor urma sau trebuie să urmeze în acest an urmare a adoptării acestei importante strategii. Vitalie, te rog. Mulțumim frumos! Așa cum a fost remarcat, într-adevăr, în sfârșit, guvernul a decis să treacă Rubiconul în preajma sărbătorilor de iarnă, înainte de Crăciun, la Ștefan Vodă. Guvernul a aprobat acest document extraordinar de important pentru restructurarea sectorului companiilor de stat, care este strategia de proprietate a statului, vom utiliza termenul prescurtat,
pentru acest document. Acest document este important pentru că, așa cum a spus și antevorbitorii mei, marchează un angajament important asumat în calitate de țară candidată, dar și bifează realizarea unor constatări ale rapoartelor Băncii Mondiale din 2017 cu privire la principalele carențe în ceea ce privește gestiunea sectorului companiilor de stat și raportul FMI în ceea ce privește legătura dintre întreprinderile sectorului întreprinderilor de stat și performanța financiară a Republicii Moldova, dar și vulnerabilitățile macroeconomice. Deci, prin urmare, acest document contribuie la soluționarea parțială a acestor constatări făcute de către partenerii de dezvoltare. Pe o parte din ei avem onoarea să-i avem în această sală. Țin să menționez de altfel că partenerii de dezvoltare au avut un input valoros în ceea ce privește implementarea principiilor de bună guvernanță corporativă în domeniul companiilor de stat, adesea punctual, dar care se vroia replicat la nivelul tuturor companiilor de stat. Astăzi, prin strategia de proprietate a statului, se vrea implementarea acestor bune practici în guvernarea companiilor de stat la nivel de întreg sectorul companiilor de stat. Și ce presupune strategia? Deci strategia presupune, sau mai bine zis, în primul rând, stabilește raționamentele care justifică înființarea sau menținerea de către stat a companiilor de stat. Termen utilizat generic pentru a desemna societățile pe acțiuni și întreprinderile de stat sau societățile cu răspundere limitată cu capital de stat. Strategia la fel stabilește rolul statului în calitate de proprietar, rolul companiilor de stat pe piață. Strategia sublinează importanța unui tratament echitabil acționarilor și investitorilor, stabilește criteriile pentru asigurarea unei atitudini de business responsabile în raport cu toți participanții și sublinează importanța transparenței și divulgării informației. Și nu în ultimul rând, strategia vine cu măsuri concrete pentru capacitarea și consolidarea rolului consiliilor companiilor de stat, îmbunătățirea guvernanței corporative a companiilor de stat, consolidarea capacității statului de administrare a companiilor de stat, etc. Este important a fi menționat că un studiu recent a OCDE arată că întreprinderile de stat cu o guvernanță corporativă puternică, histograma din extrema dreaptă, cu verde, performează la un nivel comparabil cu companiile private, din sectorul privat, cu o guvernanță corporativă puternică, histograma verde din extrema stângă. În timp ce companiile de stat cu o guvernanță corporativă slabă au un nivel de performanță mult sub nivelul de performanță a companiilor private, cu o guvernanță corporativă la fel de slabă. De aici rezultă și importanța implementării prin intermediul strategiei a principiilor de bună guvernanță corporativă ale OCDE. Strategia de proprietate a statului aprobată de guvern se axează pe trei piloni. Acești trei piloni sunt 1. Raționalizarea prezenței statului în economie. 2. Consolidarea funcției de administrare și capacitarea instituției responsabile de administrarea patrimoniului public. Acești doi piloni formează criteriile necesare pentru asigurarea unei integrități la nivel de stat. În timp ce cel de-al treilea pilon, care ține de consolidarea rolului consiliilor și îmbunătățirea guvernanței companiilor de stat, este determinant pentru realizarea integrității la nivel de companie, la nivel de întreprindere de stat. Prin urmare, cei trei piloni vor contribui la un stat integru și o companie de stat cu un nivel înalt de integritate. Și acum, pe fiecare pilon în parte, vom examina în ce constă acest pilon a strategiei și, în mijlocit, care sunt angajamentele pe care și le-a asumat guvernul și pe care sperăm să existe în continuitate, în sprijin politic pentru implementarea acestor angajamente asumate prin acest document de planificare strategică. Atunci când vorbim de primul pilon, raționalizarea prezenței statului în economie, se are în vedere ambele semnificații ale noțiunii de raționalizare. Pe de o parte, se stabilesc în strategie
care sunt raționamentele care pot sta la baza înființării sau menținerii de către stat a unei companii de stat. Iar de cealaltă parte, raționalizarea ca pilon presupune limitarea prezenței statului în economie în exclusivitate la acele companii care satisfac raționamentele de proprietate declarate. În conformitate cu prevederile strategiei, raționamentele în baza cărora statul poate înființa sau menține o companie de stat sunt pentru dezvoltarea și menținerea infrastructurii strategice, pentru desfășurarea activităților aferente beneficiu public, inclusiv în perioada stărilor de urgență, și pentru eliminarea unei disfuncționalități ale pieței sau un eșec de piață. Deci, acestea fiind criteriile în baza căruia statul poate înființa sau menține companie de stat, celelalte întreprinderi care nu satisfac criteriile declarate în strategie necesită a fi deetatizate. În conformitate cu primul pilon sau pentru realizarea primului pilon acestei strategii, guvernul și-a asumat următoarele acțiuni. 1. În acest an, în 2023, guvernul urmează să elaboreze mecanismul de triere a companiilor de stat în baza raționamentelor de proprietate declarate în strategie. În anul viitor, în 2024, în baza acestui mecanism de triere a companiilor de stat, cel târziu până la finele anului viitor, urmează să fie realizat triajul companiilor de stat, care va culmina printr-o cartografiere sau separarea companiilor de stat în două categorii, cele pasibile privatizări și cele nepasibile privatizări, iar cele nepasibile vor fi ulterior reclasificate în alte patru categorii. Companii care vor fi restructurate în instituții publice, companii care urmează a fi lichidate, companii cu un grad înalt de îndatorare ce urmează a fi privatizate imediat și companii de stat care vor fi privatizate după o restructurare, pentru că așa se poate capitaliza mai mult pe deetatizarea lor. Revizuirea periodică a portofoliului companiilor de stat este un alt angajament asumat în conformitate cu acest prim pilon, pe care statul și-l asumă să actualizeze raționamentele de proprietate, dar să și reevalueze portofoliul companiilor de stat în conformitate cu noile realități economice. De aceea, începând cu anul 2025, statul va trebui să actualizeze raționamentele și eventual reevalueze portofoliul companiilor de stat în scopul finalizării tranziției la o economie de piață veritabilă. Nu în ultimul rând, statul va asigura acea neutralitate concurențială, adică companiile de stat și cele private vor trebui să funcționeze pe baza acelorași reguli. Astfel, întreprinderile de stat și întreprinderile municipale urmează a fi restructurate în societăți pe acțiuni și sau societăți cu răspundere limitate, iar legea cu privire la întreprinderile de stat urmează a fi abrogată. Mai cu seamă, acest proces va fi catalizat pentru companiile care statul, după triere, va determina că rămân în portofoliul său și astfel aceste companii cu prioritate vor fi restructurate în alte forme organizatorico-juridice. Cel de-al doilea pilon, concentrarea funcției de administrare și consolidarea capacităților statului de administrare a proprietății de stat, presupune, pe de-o parte, concentrarea funcției de administrare în cadrul APP pentru eliminarea conflictului de interese, care rezultă atunci când statul are și rolul de elaborare a politicilor, pe de-o parte, și rolul de administrarea companiilor reglementate de cealaltă parte. Prin urmare, este nevoie de concentrarea funcției de administrare într-o instituție care nu are abilități de elaborare a politicii. De cealaltă parte, concentrarea funcției de administrare urmărește scopul de reducere a gradului de proximitate dintre companie de stat și factorul politic, imputabil acestui criteriu fiind riscul înalt de corupție. Pentru realizarea acestui pilon de concentrarea funcției de administrare și consolidarea capacităților de administrare, guvernul și-a asumat următoarele acțiuni. Fortificarea capacităților APP de administrare a proprietății publice până cel târziu la finele anului 2024, care presupune
elaborarea unei soluții soft integratoare tip Government Resource Planning pentru digitalizarea tuturor proceselor și registrelor din cadrul APP, pentru digitalizarea raportării, eliminarea redundanței și diminuarea poverii de raportare a companiilor de stat gestionate de către APP, inclusiv sporirea gradului de libertate operațională. O altă măsură pentru realizarea acestui pilon constă în restructurarea APP, deci pentru consolidarea capacităților de administrare corporativă, ceea ce presupune că Ministerul împreună cu Agenția Proprietății Publice vor efectua o analiză funcțională și în baza acesteia vor propune Guvernul spre aprobare o structură organizatorică actualizată. Scadența este până cel târziu finele anului 2024. O altă măsură planificată pentru realizarea acestui obiectiv este implementarea unui mecanism transparent și integru de privatizare, consolidarea modelului centralizat de administrare a proprietății publice prin finalizarea transferului de la ministere sau alte autorități ale administrației publice centrale a companiilor în gestiunea agenției proprietății publice. Și ultimul pilon presupune angajamente asumate de guvern prin aprobarea regulamentului de selectare a membrilor companiilor de stat care este scadent până la finele acestui an. Acest regulament pentru selectarea membrilor companiilor de stat va veni să elimine carențele care sunt la moment în ceea ce privește desemnarea prin ordin de către responsabilii din minister a funcționarilor în componența consiliilor. Deci se vrea instituirea unui mecanism de selecție prin concurs a membrilor consiliilor companiilor de stat pe criterii de profesionism și integritate, dar mai multe vor vorbi colegii mei. Un alt instrument focusat pe realizarea celui de-al treilea pilon de consolidare a integrității la nivel de companie ține de aprobarea în acest an a regulamentului privind remunerarea membrilor consiliilor companiilor de stat, care va ține cont de performanța consiliilor companiilor de stat și performanța individuală a membrilor, în același timp actualizând remunerarea, astfel încât ea să fie competitivă pentru a atrage profesioniști în bordurile companiilor de stat. Tot până la finele acestui an, în componența companiilor de stat urmează a fi introduși membrii independenți, deci până la o treime, sau minim o treime, din componența bordurilor urmează a fi membrii independenți care vor fi aiduma hârtiei de turnesol, litmus, în sesizarea unor decizii care ar putea afecta performanța companiilor de stat. Iar până la finele anului 2024, cel târziu, APP și Ministerul Economiei vor elabora și aproba codul de guvernanță corporativă a companiilor de stat. Țin să menționez că o bună parte din aceste proiecte de hotărâri de guvern sunt finanțate cu sprijinul Fundației Soros și pe ele deja se lucrează și o parte din ele sunt în proces de consultare publică. În concluzie, implementarea strategiei este determinantă pentru tăierea umbilicului care alimentează utilizarea companiilor de stat în calitate de vehicule politice sau de lapidarea mijloacelor publice. Implementarea strategiei este esențială pentru atingerea obiectivului de neutralitate concurențială a statului, iar implementarea în cadrul APP a unui sistem informațional automatizat, integrat de tip GRP, este măsura cu cea mai mare impact anticipat asupra consolidării capacității statului de administrare a proprietății publice. Accelerarea reorganizării întreprinderii de stat în alte forme organizatorico-juridice este un proces care necesită a fi catalizat, mai cu seamă pentru companiile de stat care după procesul de triere urmează să rămână în portofoliul statului. Și nu în ultimul rând, voi finaliza prin a menționa că de azi înainte, societatea civilă, opinia publică și mass media au un instrument prin care pot măsura în ce sau cât de dedicat este guvernul în implementarea reformei în sectorul companiilor de stat. Mulțumesc! Mulțumesc, Vitalie! În continuare ofer cuvânt colegilor Ecaterina și Stas, care vor
prezenta conceptul de reformă a consiliilor. Consiliile sunt probabil principalul instrument prin care statul urmează să promoveze obiectivele de guvernanță corporativă. De ce e important consiliile să fie funcționale, profesioniste, dar pentru asta trebuie să le reformăm. Cum ne vor spune Caterina și Stas, vă rugăm. Da. Mersi, bună ziua tuturor. Ca și în orice proces de reformă sau proces legislativ, începe totul cu definirea unei probleme. Dacă avem noi în general nevoie de o asemenea reformare sau nu avem nevoie, aici vedem care ar fi principalele carențe în activitatea consiliilor, companiilor de stat. Ține de lipsa competiției, lipsa de independență legată de proximitatea față de factorul politic, transparența redusă în procesul de nominalizare, pentru că nu există o procedură clară și bine definită de nominalizare a membrilor în consiliile de administrație, implicarea formală și schimbările frecvente în structura consiliilor, le-am pus una alături de alta pentru că există de obicei o corelație între acestea, pentru că nu poți să te implici foarte plenar în activitatea consiliului atâta timp cât stabilitatea în funcție este destul de precară și evident că nu poți să ai și mari cerințe de la acești membri. Evaluarea sumară în condițiile în care nu există un exercițiu de responsabilizare prin care să vedem care ce au lăsat în urmă membrii consiliilor, da, sau care este corelarea între efort și efect. Și, nu în ultimul rând, ține de politica de remunerare. Ori, la moment, ea este una destul de jos. Plafonul de sus al remunerării este unul destul de jos și la fel nu există o legătură între activitatea membrilor în consilii și remunerare. Plus, acest plafon atât de jos, în perspectivă, dacă se menține, poate duce la faptul că, spre exemplu, chiar și funcționarii publici vor fi mai atrași să meargă spre companii mai mici, cu mai puține responsabilități și pentru companiile strategice ale statului, de fapt, nu vom putea atrage profesioniști în domeniu. Dacă să vorbim despre bunele practici, da? OECD, pornind de la ghidul privind guvernanța corporativă în întreprinderile de stat. Deci spune foarte clar că statul trebuie să acționeze ca un proprietar informat și activ și să-și exercite dreptul de proprietate în conformitate cu structura legală a întreprinderii și unul din aspectele care derivă din acest principiu al OECD ține de stabilirea unui proces de nominalizare a consiliilor de administrație bine structurat, bazat pe merit și transparent, atât pentru întreprinderile de stat, cât și cele cu capital majoritar de stat. Un alt aspect la care aș dori să atrag atenția și în final o să vedeți de ce, este că nu ar trebui să fie o discriminare între membrii independenți și ceilalți care vin din sectorul public atunci când atât în modul de nominalizare acestora cât și în modul de remunerare. Ce fac alte țări sau care sunt tendințele în acest domeniu? Dacă analizăm, deci de obicei membrii sunt numiți pe o perioadă de 3-5 ani, cel puțin o treime membrii independenți, numărul funcționarilor publici este limitat, compoziția Consiliului se bazează pe o matrice de abilități și selectarea și nominalizarea membrilor se face pe merit și transparență cu o politică de nominalizare care este publică. Aici avem un pic despre care ar trebui să fie rolul membrilor independenți și acest rol de contracarare, în primul rând, a presiunilor publice de a aduce o valoare adăugată în modul de guvernare a întreprinderii ține de definirea, da, a acestor membri independenți care trebuie să fie liber de orice interese materiale sau relații cu întreprinderea, conducerea acesteia sau acționarii întreprinderii. Acum, noi în cadrul activităților noastre care le-am desfășurat, am elaborat o asemenea procedură de
nominalizare a membrilor în consiliile companiilor de stat, reieșind din experiența care a existat în ultimii ani, inclusiv tentativele care au existat în Republica Moldova, mai înainte experiența altor țări, plus am avut destul de multe discuții cu angajați de la APP inclusiv și de la Ministerul Economiei. Trebuie să spunem că aprobarea acestei proceduri de nominalizare a membrilor în Consiliile Companiilor de Stat face parte din acea matrice de angajamente a Republicii Moldova, condițiile de predeschidere, da, din acele nouă condiționalități derivă inclusiv și aprobarea unui atare regulament, pentru că au existat și tentative și înainte de aprobarea unui asemenea regulament, dar ele au fost sortite eșecului. Spre exemplu, ultima dată, în anul 2019, a existat un proiect de regulament care era destul de progresist, dar până la urmă s-a ales praful pe el. Deci, care ar trebui să fie structura acestui document? Da? Niște prevederi generale. Se bazează pe un comitet de nominalizare. Trebuie să fie descris procesul de nominalizare, care sunt condițiile de eligibilitate pentru toți membrii, cât și aparte pentru cei independenți, criteriile de evaluare, procedura de contestare și confidențialitatea. Dacă să vorbim despre termenii de referință privind procedura de nominalizare a membrilor Consiliului, deci se bazează pe un comitet de nominalizare, pe fișa de profil. Deci, anunțul public și criteriile de eligibilitate sunt două etape. Prima etapă de evaluare a dosarelor depuse, a doua etapă interviul și respectiv selecția și nominalizarea. Deci, dacă să vorbim despre care ar fi prevederile generale, este foarte important să fie această unificare în abordarea corporativă, atât pentru întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital de stat, adică să fie aceleași reguli pentru ambii în procesul de nominalizare, pentru că unicul lucru ce diferă este doar modul cum ei sunt numiți, în rest trebuie aceleași principii, deci elaborat în conformitate cu bunele practici de guvernanță corporativă promovate de OECD, scopul regulamentului de a asigura un proces de selecție transparent, formal, competitiv și comprehensiv din punct de vedere decizional. Deci selectarea membrilor Consiliului este realizată de către un comitet de nominalizare. Un alt aspect care noi l-am introdus și a reieșit din practică, din discuțiile inclusiv cu colegii de la APP și din realitățile că avem multe vulnerabilități instituționale, este că acest regulament în forma lui extinsă cu comitet de nominalizare, cu membrii independenți, să fie aplicabil doar pentru cele mai mari întreprinderi și noi aici am dat niște criterii ca, deci întreprinderile care au o cifră de afaceri mai mare de 200 de milioane sau cele care au mai mult de 200 de angajați cumulativ și o cifră de afaceri mai mare de 100 de milioane de lei. Asta a fost propunerea noastră. Asta ar include cam 18-20 de întreprinderi pentru care să existe această procedură laborioasă, inclusiv cu membrii independenți. Și aici logica ar fi să aplicăm așa un principiu Pareto, un principiu pentru că aceste întreprinderi concentrează cam 85-90% din toată cifra de afaceri și numărul de angajați în companiile de stat, iar pentru celelalte întreprinderi, deci instituțiile publice să fie obligate ca prin ordin să aprobe un regulament de selectare a membrilor în Consilii care să se bazeze la INEGO pe aceleași criterii de evaluare care sunt și în acest regulament. De asemenea, o treime din membri să fie independenți pentru companiile care are loc această procedură minuțioasă. Deci, comitetul de nominalizare, da, pentru această procedură laborioasă ar conține 7 membri, de la instituții, 2 membri de la APP, MINFIN, Ministerul Economiei, Ministerul de Ramură și, de asemenea, un reprezentant al societății civile, mediul academic, business. Deci, aici care ar fi rolul acestui comitet de nominalizare, publicarea anunțului și nemijlocit petrecerea acestui proces de nominalizare. Un alt aspect important ține de fișa de profil a
candidatului, care trebuie să fie elaborată până la publicarea anunțului și să fie la pachet cu acest anunț. Deci am spus la început că trebuie să existe această matrice de abilități în cadrul Consiliului și ele, desigur, depind de contextul organizațional al fiecărei întreprinderi de stat, mărimea, domeniul, deci și cu Consiliul împreună, Consiliul Curent împreună cu fondatorul, este cazul să elaboreze această fișă de profil a candidatului și este mult mai ușor inclusiv să se înțeleagă ce fel de membri trebuiesc în acel Consiliu și inclusiv potențialii membri să aplice, să înțelege mult mai clar ce se așteaptă de la ei. În continuare, deci, sunt detalii tehnice și vom trece rapid oarecum, deci anunțul public, cel puțin cu 20 de zile până la depunere, deci acest anunț public va conține condițiile de eligibilitate, această fișă de profil a candidatului, documentele ce urmează a fi prezentate și modalitatea de depunere a dosarului. Prima etapă de evaluare, da, întocmirea listei scurte, deci există, acest regulament conține și o anexă care conține toate criteriile de evaluare. Etapa a doua ține de interviul nemijlocit și respectiv selecția și nominalizarea, care se face, rezultatul final, deci un mix între partea de evaluare în baza dosarului depus de fiecare membru al Consiliului și respectiv cum a performat la proba de interviu. Acum, dacă să vorbim despre compartimentul de condiții de eligibilitate, deci este foarte clar, sunt delimitate foarte clar condițiile care trebuie să fie pentru toți membrii Consiliului și pe de altă parte care sunt adițional criteriile pentru membrii independenți, deci cumva membrii independenți, criteriile vin prin negație cumva, deci membru independent poate fi o persoană care, da, în ultimii 3 ani nu a avut nicio legătură cu întreprinderea de stat nemijlocit sau nu a activat în cadrul unei entități private din același domeniu, o vechime în muncă mai mare se pune, deci nu poate fi evident din rândul funcționarilor publici sau din rândul persoanelor cu demnitate publică. Dacă să vorbim despre care sunt criteriile de evaluare, deci noi în regulament conține o anexă foarte clară în care avem această detaliere, deci este un mix între competențe, reputație, comportament financiar, deci competențe, partea de cunoștințe, experiențe, partea de reputație ce ține de integritate, independență, foarte important alocarea timpului, pentru că avem această practică, în special în cadrul funcționarilor publici, când cineva este membru la foarte multe consilii și atunci ne întrebăm cum este capabil să performeze la atât de multe întreprinderi și să-și exercite încă și jobul în funcția publică și partea ce ține de comportament financiar. Deci am trecut rapid peste aceste aspecte pentru a ajunge, de fapt, cum am spus, autoritățile sunt constrânse inclusiv de aceste condiționalități UE și, iată, zilele trecute au scos spre consultări publice, un regulament de selectare și numire a membrilor consiliilor, întreprinderilor de stat și societăților cu capital de stat și au mai inclus și condițiile de remunerare a acestora la pachet în acest proiect. Noi l-am analizat rapid și l-am comparat cu tot ceea ce am analizat și am făcut noi. Deci, ce am descoperit în părțile bune ale acestui proiect, deci sunt aceleași condiții de guvernanță atât pentru întreprinderile de stat cât și pentru societățile cu capital majoritar de stat. De asemenea, se indică expres obligativitatea cooptării a o treime din membrii independenți. De asemenea, există un criteriu, așa cum am propus și noi, pentru ca această procedură complexă cu comitetul de nominalizare și membrii independenți să se aplice la un anumit număr de întreprinderi, cele mai mari, dar criteriile au fost date
mult în jos, adică s-ar aplica pentru toate întreprinderile care au o cifră de afaceri mai mare de 20 de milioane de lei sau un număr de angajați mai mare de 100 și cumulativ o cifră de afacere mai mare de 10 milioane de lei. De asemenea, conține condiții de eligibilitate și criterii de evaluare de principiu care sunt conforme cu bunele practici. Acum, care ar fi părțile de îmbunătățit? Deci, din ce am văzut noi, deși condiționalitatea spune clar că, și bunele practici spun clar că aceste condiții trebuie să fie aplicabile pentru toți, nu trebuie să fie discriminare nici într-un aspect între membrii independenți și cei care vin în rândul funcționarilor publici. Deci, în varianta care a ieșit public, se propune ca acest concurs public să se facă doar pentru membrii independenți și nu cel din sectorul public. De asemenea, o recomandare ar fi să fie crescută această limită a plafonului pentru care se aplică această procedură, reieșind iarăși din capacitățile instituțiilor de a implementa acest proiect. Și foarte important, documentul necesită detaliere pentru a preîntâmpina interpretările și blocajele în activitatea consiliilor. Spre exemplu, să admitem o situație care poate avea loc, de ce nu, în condițiile în care, să spunem, membrii independenți nu au aplicat suficient la o întreprindere, deci ce facem în acest caz? Deci regulamentul propus în varianta actuală, deci nu propune o soluție pentru a ieși din impas și a ieși din blocaj în activitatea companiilor, deci noi o să venim cu... O să facem această comparație, da, sau acest tabel de divergențe mai detaliat și o să venim cu mai multe recomandări. De asemenea, pentru că trecem la prezentarea colegii mele, Ecaterina, deci sunt introduse și condițiile de remunerare. Deci ideea de bază este că se va permite o componentă variabilă până la 6 salarii medii brute pe întreprindere anual, dar... Iarăși, cred că putem fi mult mai preciși în ceea ce ține de parametrii care stau la baza acestei evaluări, pentru că din ce am văzut noi se bazează foarte mult pe indicatorii financiari, ori deci corelația între cum poate un membru a consiliilor influența indicatorii financiare a întreprinderii, deci nu este neapărat una evidentă și cred că ar trebui să se pună mult mai mult accent, în primul rând, pe indicatorii de guvernanță care țin de mijlocit de activitatea consiliului, pentru că poate fi o situație în care compania este într-un impas financiar, îl vedem aici atât pe domnul Tofila poate să confirme acest lucru și atunci poate fi un consiliu bun care reduce din pierderi, să spunem, dar după cum este propus la moment, deci nu ar merita o recompensă pentru aceasta, deci o să venim și cu recomandări în acest sens, iar în continuare colega mea va vorbi despre partea de evaluare a membrilor consiliului. Deci unul dintre principiile de bună guvernanță este asigurarea unei proceduri sistematice de evaluare, comprehensive și complexe, care să fie corelată și cu procedura de evaluare, de remunerare. Însă, la acest capitol, procedura de evaluare în contextul național este tratată foarte evaziv, nu este corelată cu remunerarea sau nu este transpusă în anumite planuri sau măsuri. Însă, și în acest sens, este necesar de a se stabili o procedură clară de evaluare care să fie instituționalizată în cadrul unui regulament și, respectiv, să fie aplicată în cadrul companiilor de stat. Rolul procedurii de evaluare este foarte important pentru că trebuie utilizat ca un instrument de a crește eficiența și performanța consiliilor.
În primul rând, o procedură de evaluare responsabilizează mai mult Consiliul pe partea ce ține de bună guvernanță. La moment, noi avem mai multe carențe reiterate atât în rapoartele Băncii Mondiale, cât și FMI, ce ține de guvernanță corporativă. Deși hotărârea CNPF recomandă aprobarea codurilor de guvernanță, nu recomandă, dar obligă aprobarea codurilor de guvernanță pentru companiile mari și recomandă pentru celelalte companii, această prevedere nu se respectă de toate companiile și de stat, iar companiile care respectă, au adoptat acest cod de guvernanță, au tratat această prevedere mai mult ca un exercițiu de pifat, ca un act de formalism și nu au proces la dezvoltarea instrumentarului secundar de aplicare a codului de guvernanță și de asigurarea modului în care codul de guvernanță se implementează. Un alt rol al procedurii sau exercițiului de evaluare este de a asigura sau a determina care este cadrul de competențe necesar al unui Consiliu. Deci, cum a menționat colegul meu Stas, în procedura de selectare și nominalizare a Consiliului este necesar ca să se creeze o componență sau un Consiliu divers care să asigure o combinație optimă de aptitudini și experiență. Păi, iată, reieșind din rezultatele procedurii de evaluare, se poate determina fișa profilurilor ulterioare ale candidaților. În același timp, procedura de evaluare trebuie privită și ca un instrument de responsabilizare și remunerare. Deci trebuie corelată cu măsura sau cu nivelul de remunerare a membrilor consiliilor. În general, practica internațională pune un accent deosebit pe aplicarea codului de guvernanță și a principiilor de bună guvernanță și nivelul de remunerare variabilă este legat în măsură de 50-70% de indicatori de guvernanță, dar nu de indicatori financiari. În același timp, procedura de evaluare trebuie privită și ca un mecanism de dezvoltare și auto-îmbunătățire a consiliilor, pentru că rezultatele evaluărilor trebuie transpuse în funcție de context în planuri de acțiuni în care se recomande ca membrii consiliilor să parcurgă anumite cursuri de formare și instruire, iar monitorizarea sistematică a implementării planurilor de acțiuni care ies din procedura de evaluare asigură de fapt consolidarea competențelor consiliilor. Este important ca regulamentul care va stabili cadrul de evaluare a consiliilor să permită flexibilitatea alegerii metodei de evaluare. Aici sunt câteva metode. Deci este metoda de evaluare internă, se realizează pe cont propriu și însăși Consiliul este responsabil de evaluare. Evaluarea externă, când are loc externalizarea procedurii de evaluare, fiind acordată această responsabilitate unei companii sau consultant extern, expert în guvernanță, sau evaluarea mixtă sau așa numită evaluare asistată, care este asistată de un expert extern. Metoda de evaluare va fi stabilită de fondator sau de adunare generală acționarilor în funcție de context și situație. De regulă, practica internațională recomandă ca odată la un termen lung, de exemplu la 5 ani, să fie consilii să fie evaluate aplicând metoda externă. Ceea ce este important ca în principiu a procedurii de evaluare este aceasta să fie realizată sistematic, să fie rezultatele comparabile pentru a putea vedea cum consiliile evoluează în timp. În cadrul regulamentului de evaluare ar trebui să fie prevăzute cadrul de evaluare a Consiliului ca organ integral, un ansamblu, și se va concentra în mod predilect pe aspectele de bună guvernanță, cum Consiliul asigură comunicarea și intermedierea între organele de conducere, adică fondator și managementul executiv, dar este important de a se evalua și performanța membrilor Consiliilor la nivel individual, reieșind din experiența, competențele fiecărui membru a Consiliului și aportul pe care acesta îl aduce în cadrul Consiliului. Când vorbim despre evaluarea performanței colective, există o matrice sau câteva blocuri, dimensiuni care trebuie luate în considerație în procesul de evaluare. În primul rând este modul în care Consiliul asigură buna reprezentativitate și funcționalitatea a sa și
coordonează relațiile dintre managementul executiv și fondator sau acționar. Este vorba despre funcționalitatea consiliilor în termen de organizarea ședinților, modul în care abordează subiecte, solicită documentele pentru a lua niște decizii informate. Altă dimensiune este cum Consiliul contribuie la stabilirea obiectivelor strategice, planurilor de dezvoltare, cum Consiliul aplică sau asigură adoptarea și punerea în aplicare a procedurilor de management a riscurilor și un alt parametru foarte important ține de etică, transparență și conflicte de interese, adică cum Consiliul asigură ca compania să activeze într-un mediu lipsit de corupție. Reșind din aceste blocuri sau aceste dimensiuni, se va dezvolta un chestionar. Acest chestionar este unul de autoevaluare în care fiecare membru al Consiliului va evalua în viziunea proprie cum Consiliul se conformează la aceste caracteristici. Deci chestionarul este unul destul de dezvoltat care să capteze cât mai bine toate aspectele și dimensiunile de bună guvernanță. În același timp, după cum am menționat, procedura de evaluare trebuie să se axeze și pe evaluarea individuală a membrilor consiliilor, a care se derive din experiența profesională, viziunea, aportul și contribuția adusă de fiecare membru independent, prezența la ședințe, cât este de proactiv. Și în acest caz, iarăși, o să fie un chestionar care, comparativ, deci nu este un chestionar doar de autoevaluare, dar și un chestionar de evaluare încrucișată. Deci fiecare membru a Consiliului se va autoevalua pe sine, dar va evalua și colegii, ceilalți membri ai Consiliilor. În acest proces este important de a se asigura confidențialitatea maximă și în același timp ca să nu poată fi identificat cine este autorul acestui chestionar care a evaluat ceilalți membri. Prin urmare, prin acest mecanism se va putea identifica care membri a Consiliului sunt proactivi și aduc o contribuție semnificativă la activitățile Consiliului sau care pur și simplu au un caracter pasiv și formal. Deci, în esență, etapele de evaluare se concentrează, în primul rând, pe completarea chestionarului, a chestionarului de evaluare a colectivului în ansamblu și chestionar de evaluare individual, după care are loc centralizarea rezultatelor. De regulă, această funcție va fi atribuită secretarului corporativ sub coordonarea președintelui Consiliului. După ce rezultatele sunt centralizate, acestea vor fi discutate în cadrul unei discuții interne în cadrul Consiliilor, care se va transpune într-un plan de acțiune, reieșind din rezultatele evaluării. Rezultatele evaluării vor fi prezentate într-un raport către fondator sau adunare generală a acționarilor și în același timp președintele Consiliului trebuie să asigure că planul de acțiuni care a fost realizat în baza rezultatelor evaluărilor se implementează și orice deficiențe care au fost identificate sunt eliminate. Deci, în concluziile evaluării, noi putem determina câteva tipuri de consilii. Deci, sunt consilii performante care sunt recunoscute și trebuie apreciate. Sunt consilii care au nevoie de anumite îmbunătățiri și, în acest caz, se stabilește un plan de acțiuni și, respectiv, consilii care au nevoie de o restructurare, de o regândire totalmente. Deci, ceea ce este important să menționăm la procedura de evaluare este că aceasta poate fi folosit ca o premiză pentru stabilirea remunerației. Deci, la moment, în consultări publice, cum a menționat colegul meu Stas, a fost expusă și procedura de evaluare, de remunerare. Aceasta se indică că se bazează pe indicatori financiari și nefinanciari, însă nu descrie care sunt indicatorii nefinanciari, și anume indicatorii de guvernanță care trebuie folosiți în stabilirea gradului de remunerare. Bine, mulțumesc, colegi. Noi comentariile noastre la procedură le vom transmite și pe cale formală. Într-adevăr, guvernanța sau fortificarea guvernanței corporative este imposibilă fără reformarea consiliilor. Și aici chiar am observat cumva două extreme. Pe de o parte, consilii formale. Și noi știm realitățile din sectorul public, deseori ele sunt folosite ca mecanism de suplinire a celor mici salarii care sunt în sectorul public.
și avem drept rezultat consilii formale, și o altă extremă când din contră, deci se încearcă pasarea unor responsabilități de pe executiv pe board și atunci ședințe, au loc ședințe foarte frecvente în care se discută chestiuni operaționale care pot fi soluționate la nivel de management, dar pentru a, ca managementul să se asigure cumva, se trece și prin filtrul Consiliului și drept rezultat avem supraîncărcarea Consiliului. Și tot aceasta are loc pe fondalul unor salarii foarte mici. Trebuie să spunem clar că cu 4.000 de lei plafonul maxim pentru remunerarea membrilor consiliilor nu poți asigura guvernanța corporativă în companiile de stat. Și aici la fel ajungem și la reforma salarizării în sectorul public, unde la fel trebuie să sporim, să creștem salariile în sectorul public, nu trebuie să facem sectorul public cu adevărat atractiv pentru profesioniști, pentru că sunt interconectate aceste probleme. Deci, înainte de a discuta despre guvernanța, despre bună guvernanță din întreprinderile de stat, noi ca societate trebuie să ne întrebăm ce noi suntem gata să oferim pentru a avea bună guvernanță. Și aici cred că cu toții trebuie să înțelegem și societatea trebuie să înțeleagă că noi ca stat trebuie să investim mai mult în bună guvernanță și să începem cu salarii. Și apoi, sigur, discutăm aspectele de responsabilizare, de proceduri și indicatori care la fel trebuie privite tot în ansamblu. Vă mulțumim pentru aceste prezentări și acum deschidem panelul pentru discuții. Vă rugăm dacă aveți întrebări. Eu sunt sigur că aveți întrebări, aveți comentarii. Este o reformă este o reformă complexă care are foarte multe unghiuri, puncte de vedere care trebuie discutate. Vă rugăm să interveniți și să vă prezentați înainte de a interveni. Vă rugăm și... Se aude bine? Sper că bună ziua, mă numesc Polina Fisticanu, Confederația Națională a Sindicaților. Mai întâi de toate, aș vrea să vă mulțumesc pentru prezentarea. Am, să zic așa, și o întrebare legată de selectarea întreprinderilor care vor fi pasibile și nepasibile pentru dietatizare, pentru că ați vorbit de anumite raționamente care se vor fonda. Deci dacă cunoașteți sau propuneți careva criterii prestabilite, pentru că ar trebui să existe anumite criterii în baza cărora se conducă, pentru că ați dat niște variante în cazul în care întreprinderile vor fi deci transformate sau vor fi deetatizate. Deci dacă puteți să ne răspundeți asupra criteriilor, dacă va viza și întreprinderile care sunt strategice pentru asigurarea securității și funcționalității Republicii Moldova și asigurarea populației cu serviciile necesare și esențiale. Și a doilea moment, chiar aș vrea să salut aspectele care le-a zis și domnul Pușor legate de salarizare. Bineînțeles că este un aspect legat de salarizarea Consiliilor de Administrație, Consiliilor Societății, dar mai este și un aspect legat de salarizarea personalului. Pentru că, de fapt, personalul întreprinderilor de stat creează acea valoare adăugată și în momentul în care nu va fi posibil de a motiva suficient salariații, dar noi cunoaștem că este și domnul Tofilat alături și foarte mult de la întreprinderile de stat, care cunosc cât este de dificil de a atrage și de a menține specialiști calificați în anumite sectoare. Și în acest aspect, deci din păcate nu a fost elucidat, probabil nu a fost cazul, dar noi avem o hotărâre de guvern care a modificat hotărârea 743 prin care au fost limitate salariile pentru întreprinderile de stat, pentru personal. Și aici ar trebui probabil în contextul în care va fi efectuată deci, anumite reforme, să vedem și aspectele date, pentru că a menține un personal înalt calificat, și eu aici vorbesc de personal nu doar de management, dar vorbesc de personal de specialitate și de muncitori calificați, care este foarte greu să le menținem în țară la nivel de salarizare, trebuie să procedem și să vedem cum le salarizăm și cum păstrăm servicii calitative pentru populație. Mersi mult! Da, mersi mult! Ca să mă refer la criteriile de clasificare, mecanismul de triere,
Pot să menționez acele criterii, 5 criterii care sunt expuse. Și în primul rând vorbim de acele entități care sunt considerate nepasibile pentru privatizare. Deci ne referim la infrastructura strategică, aeroporturi, porturi, navale, fluviale, rețele electrice, unde există monopol natural, deci entități de care depinde direct de, sau de care depinde direct securitatea statului. Deci asta este primul criteriu, prima categorie. Și cumva în baza această primă categorie sunt expuse și raționamentele ca statul să dețină, în general, întreprinderea de stat. A doilea criteriu ține de entități care sunt pasibile de privatizare, însă după restructurare, ele sunt într-o situație financiară nu foarte bună în acest moment, doar că dețin active foarte valoroase. Și această entitate, performanța acestea trebuie îmbunătățită și apoi supusă privatizării. A treilea criteriu ține de entități care pot fi supuse privatizării în cel mai scurt timp, care nu fac parte din categoriile menționate mai sus. Deci a patrulea criteriu ține de entitățile care sunt aflate în proces de insolvabilitate sau lichidare și avem multe din astfel de entități. Și 5, în ultimul rând, entități care nu au, de fapt, activități comerciale și prestează servicii publice și urmează pur și simplu a fi transformate în instituții publice și nu să rămână întreprindere de stat. Sau asta ar fi cele 5 criterii chei. Evident, în strategie nu sunt menționat per se anumiți indicatori. În documente de lucru discutăm anumiți indicatori. Urmează în acest an să stabilim. Să fac niște modelări, dar anume în anul ăsta o să finalizăm tot acest proces și indicatori și o să facem această triere și apoi să începem lucrul propriu-zis. Mersi. Mulțumim, vă îndemnăm să citiți și strategia mai atenți și detaliat, pentru că acolo sunt acele criterii menționate. Eu doar vreau să accentuez că chiar dacă statul își va reține proprietatea pe infrastructură strategică, da, aeroporturi, de exemplu, da, sau, aceasta nu înseamnă că excludem PPP-urile, chiar dacă PPP-urile au, din păcate, sau contra compromis, da, și la fel ca și termenul de privatizare, dar trebuie odată și odată să schimbăm această percepție și PPP-ul de fapt pot fi un instrument foarte bun, da, prin care proprietatea statului, care rămâne în proprietatea statului, este transmisă în gestiune privată și aduce dividende mult mai mari pentru o societate, dar sigur nu așa cum s-a făcut până acum și sperăm să uităm ca de coșmar ceea ce am văzut cu aeroportul Chișinău și cu alte PPP-uri. De fapt, noi nu am avut niciun PPP funcțional și de succes, dar odată și odată trebuie să spargem această percepție, acest cerc vicios. Da, subiectul PPP, într-adevăr, e o practică des întâlnită în țările dezvoltate, deci nu putem pur și simplu să excludem această practică, doar că avem această experiență tristă, noi ca decidenți, iarăși, eu cel puțin cred că e un instrument bun, doar că trebuie aplicat cum trebuie, însă până atunci trebuie să îmbunătățim foarte mult capacitățile instituționale. Cea mai mare problemă pe care o are statul sau Guvernul Republicii Moldova în acest moment este capacitatea de resurse umane și vă spun sincer, avem planuri de reformă foarte ambițioase, avem sute de lucruri care trebuie să le facem în continuare ce țin de statutul nostru de țară candidat și prioritatea pe termen scurt acum este să ajustăm remunerarea, așa cum ați spus. O să găsim o soluție cel mai scurt timp, pentru că efectiv altfel nu o să reușim să facem ceea ce ne propunem. Da. Mulțumim, vă rugăm. Da, vă rugăm.
Mă numesc Vecislav, sunt antrenor întreprinderi de stat Moldața. Am mare bucurie să fiu aici, la un eveniment foarte important. Pentru mine deja este un deja vu. În 2017 a fost în centra Ministerului Finanțelor privire la reorganizarea întreprinderilor de stat, detalizarea proprietăților publice. Numai că a fost mai un eveniment, nu a fost o continuitate la nivel de proces și proceduri și rezultate. Este o ambiție foarte mare, vă urez, Doamne ajută tuturor. Credeți-mă că n-o să ne fie ușor. De ce cauză zic că n-o să ne fie ușor? Din cauza inclusiv și conform recomandărilor Curții de Conturi, permanent monitorizează toate rapoartele. În guvernanța corporativă, pe lângă fondator și Consiliul de Administrație, care dumneavoastră foarte bine ați descris care sunt acele obligațiuni, strategii și ambițiile de a implementa, de a moderniza și de a ajusta, există și director executiv. Da? Adică noi toți trei avem o sarcină de a identifica toate procesele, de a stabili proceduri, inclusiv și managementul riscurilor, de a gestiona eficient întreprinderile de stat. Prima întrebare, care este rolul administratorului? Din cauza că orice schimbare, dar aici nu este o schimbare tactică sau o schimbare de nivel mic, este o schimbare, zicem noi așa, la nivel strategic sau la nivel de misiune, și domnul Radu Marian a iterat că este o perioadă sau este un proces foarte lung de timp, de atât și va fi nevoie de lideri care va aduce această implementare, schimbare la colectiv. De atât și prima mea întrebare este care este rolul administratorului în acest proces. A doua întrebare, tot am vorbit că aceste schimbări se vor duce în cadrul întreprinderilor, cum vor fi implicați reprezentanții salariaților în acest proces? Din cauza că orice strategie, orice obiectiv poate fi implementat în considerație și valorile întreprinderii. Da? Dar valoarea întreprinderii înseamnă cultura corporativă a întreprinderii. Va fi sau nu va fi implicat reprezentanții salariaților, cum a menționat și doamna, cu privire la cel puțin apărarea intereselor cu privire la salarizare, că e probleme foarte mare. Și a treilea întrebare, în considerație că este un eveniment și o perioadă lungă de timp necesar de a fi implementată, ați luat în considerație dacă această strategie va fi ajustată și modelată conform acelor rezistențe și acelor probleme care veți confrunta pe perioada acestei implementări. Mulțumesc foarte mult! Bun, ați vorbit de administrator salariat. Eu cred că un rol important al administratorului este să se asigure o relație bună cu salariații. Și eu știu că cel puțin la întreprinderea noastră sunt probleme. Și e important ca toți să conștientizăm rolul administratorului să administreze bine întreprindere, să ofere valoare adăugată și cumva are un rol fundamental, dar dacă ne referim la salariați, administratorul ar trebui să fie cel care să comunice intens și cu salariații, să explice necesitatea schimbărilor, structurărilor, mai ales în contextul a procesului pe care noi vrem să-l inițiem aici. Asta vreau să adaug. Este important să existe o relație bună între director și salariați și să asigure acest flux de informații. Da, domnule Frunze, vă mulțumim frumos pentru întrebare. Eu v-aș provoca să veniți cu articularea și unui răspuns la prima dumneavoastră întrebare. Cum vedeți dumneavoastră rolul organului executiv în mijlocit acest proces și eventual dacă acceptați această provocare puteți să veniți cu un răspuns. De cealaltă parte, așa cum ați menționat, în contextul strategiei, organul executiv, ca și salariații, sunt părți interesate în bună stare și eficiența întreprinderii de stat. Pentru că dacă întreprinderea de stat va performa, nemijlocit vor fi implementate acele principii de bună guvernanță, ele sunt în relație directă cu performanța financiară a întreprinderii și nemijlocit, cu bunăstarea, inclusiv a angajaților acestei întreprinderi. Prin urmare, angajații sunt și ei interesați în performanța întreprinderii și nu sunt interesați în utilizarea companiei de stat pentru delapidarea patrimoniului public și eventual deetatizarea cu ulterioara reducerea acestor personal și așa mai departe. Însă este o dilemă care necesită a fi soluționată la nivelul companiilor de stat.
nemijlocit randamentul și performanța forței de muncă. Ori dacă este să comparăm performanța, venitul vânzărilor să-l raportăm la angajați, atunci vedem că performanța companiilor de stat este net inferioară companiilor din sectorul privat. Și aici necesită fi regândit probabil modul în care în unele instanțe eficiența companiilor de stat este poate și cauza unor remunerări derizorii angajaților din cadrul companiilor de stat. Deci, în ultimă instanță, implicarea sau rolul administratorului este unul foarte important și este în ceea ce expune strategia, este un rol cheie, pentru că administratorul este și membru a Consiliului de Administrație fără drept de vot însă. Și nemijlocit este cel care implementează deciziile care se iau la nivel de bord. Și de altfel vreau să menționez că în procesul de analiză și scrierea unor comentarii în ceea ce privește riscurile de corupție în sectorul companiilor de stat, am făcut efortul de a investiga documente de guvernanță corporativă a diferitor companii de stat și vreau să salut efortul pe care îl depuneți în implementarea bunilor practici OCDE și în descrierea procedurilor, în elaborarea regulamentelor, aprobarea lor prin Consilie, continuați în același spirit, cred că sunteți coerent cu ceea ce prevede strategia. Dacă îmi permiteți aici, la fel e foarte important ca administratorii întreprinderilor de stat să mențină reputația ireproșabilă. În unele cazuri am avut mari probleme în care administratorii, întreprinderi de stat au fost implicați în investigații de presă cu licitații inflate, trucate, premii acordate în mod suspect și abuziv, exagerat, pentru unii salariați, dar pentru alții nu. Există procese de instanță judecată cu salariații. Asta e la fel o mare problemă și creează această percepție că întreprinderi de stat sunt ineficiente. Asta e un alt rol și o sarcină pentru directorul executiv și pentru administrator. Mulțumim. Vă rugăm. Mulțumesc mult. Eu, Roman Cojuhari. O clipă ca să nu stau cu spatele. Întreprindere de stat Poșta Moldovei. Cu adevărat, am participat și la acel program când a fost discutată cu întreprinderile de stat, cu societățile pe acțiuni, cu acționarul statului. Această strategie, am discutat mai multe neajunsuri, mai multe propuneri, văd că unele au fost luate în considerație. O să mă refer în special pe partea de Consilii, cu adevărat este nevoie, este într-adevăr o strategie necesară, probabil, cum s-a menționat, întârziată, dar cu siguranță necesară. Și vreau să mai atrag atenție la acel plan ambițios, putem să-i zicem așa, de reorganizare, care la fel deja e întârziere cu vreo 3 ani a întreprinderilor de stat în alte forme de reorganizare. Vreau să fac aici un apel, știu că se lucrează și în cadrul Agenției Proprietății Publice, dar un apel probabil atât către Fundația Soros, cât și Expert Group, de a începe de pe acum a lucra la acele impedimente, carențe în legislație care sunt în procesul de reorganizare. Ori suntem într-o mare dilemă cu parte de delimitare masivă a proprietății publice. Acesta este unul din cel mai importante astăzi, să spunem așa, probleme în partea de reorganizare. Și a doua, inclusiv modificările legislative. Ori noi avem foarte multe prevederi în multe legi unde sunt menționate anume întreprinderi de stat și odată cu reorganizare în diferite forme trebuie să fie efectuate și modificări în legislație. De ce apelul este de pe acum de a începe a lucra la aceste prevederi, oare delimitarea masivă știm că este o problemă mare și dacă noi nu o finisem până în 2024-2025, atunci practic reorganizarea întreprinderilor de stat, spre exemplu în societăți pe acțiuni, practic este imposibil. Aici este nevoie de regulamente de delimitare, fie că e proprietate publică sau e proprietate privată acelor obiective.
Plus la asta mai sunt și alte momente de contabilitate pe partea capitalului statutar, capitalul acționar. Apelul este de a începe de a lucra de pe acum. Mersi. Foarte important apel. Vă mulțumim pentru această intervenție. Am notat. Vă rugăm, domnule Tofilat, și apoi acum a fost Oleg Tofilat, care a ferat. Eu am avantajul, dar și nefericirea de a fi din toate părțile. Da. Că am fost și la minister, și în membru a consiliilor, și un pic administrator la întreprinderi de stat, și prin societatea civilă la fel. Vă felicit și vă mulțumesc pentru raport. E o adaptare, cred că reușită, a ceea ce propune OECD, și OECD chiar are cele mai bune recomandări în ce privesc politicile. Adică eu tot în experiența mea, când era vorba de oricare politici, în primul rând accesam OECD-ul, pentru că pentru asta și există. Dar trebuie să ținem cont de principala particularitate a ceea ce este OECD. OECD este organizația țărilor sănătoase. Republicile bananiere, din care noi facem parte acum, sunt departe de OECD. De aceea, tot ce este bun, OECD-ul scrie cum se face bine la casele mai mari. Noi uneori suntem departe de asta. Problema noastră de bază acum este capacitatea. Toți au spus-o, da? Noi nu ne ajung resurse umane la ministerie, la APP, la întreprinderi, tot nu ajung. Din altă parte, noi am venit cu o agendă foarte ambițioasă de armonizare cu Uniunea Europeană, care tot în mare măsură e bazată pe cadrul OECD. Și acum noi la întreprinderi toate procesele noastre de bază, cum ar fi achizițiile, planificarea de business, utilizarea activelor, locațiunea, tot asta este vrăjmaș de formalizat și pentru fiecare pas ai de făcut foarte un clic de hârtii. Iar asta complică la nebunie. Din altă parte, APP-ul este însărcinat de a monitoriza toate aceste lucruri. Și după mine, asta duce la o paralizie instituțională, pentru că întreprinderile consacră foarte, foarte mult timp la niște chestiuni vrăjmași de simple, cum ar fi locațiunea la niște active nefolosite, zicem, 10 metri pătrați avem acolo undeva. Însă pentru a face contractul de locațiune avem de cheltuit vreo 200 de om ore, cel puțin, să nu zic decât hârtie. Din altă parte, APP-ul se ocupă exact cu toate chestiunile astea simple, fără să se ocupe de chestiunile ultra necesare. Deci, după mine, primul lucru ce ar fi, și este bine stipulat în studiu, ar fi de a ne înțelege care e identitatea noastră ca stat, ce vrem noi de la întreprinderile de stat. Însă aici, pe lângă ceea ce a venit de la OECD, eu aș adăuga o a doilea lucru, planul nostru de implementare, pentru că esențial pentru a arăta cât de bine noi ne mișcăm este să identificăm câteva măsuri care le implementăm azi, le implementăm urgent ca să simtă că este mișcare. Pentru că la drept vorbind, eu n-am simțit o mare diferență dintre timpurile când eram eu președinte de Consiliu prin 2014 sau 2015 și cum este astăzi. Astăzi chiar e mai greu, pentru că este mai multă legislație care nu adaugă mare treabă, pentru că noi nici nu știm cum să o aplicăm bine, nu noi întreprinderile, dar noi ca stat, inclusiv legislația despre achizițiile publice. Și cu cât mai multă legislație baci, cu atât mai mare este riscul că ea va fi aplicat cu un efect exact invers. De ce? Tare bine ar fi pentru factorul deja politic să aibă un plan de implementare cum schimbăm noi repede. Și iată aici, cred că din ceea ce s-a propus, acel GRP sau Government Resource Planning propus pentru APP, ar fi probabil cel mai fructul care care cel mai jos, care ar putea îmbunătăți eficiența lui APP. Pentru că dacă ar fi să-i pun o notă lui APP, asta ar fi nu că 2, nu că 0, dar negativ. Eu sunt extraordinar de critic față de prestanța APP. Începând cu momentul de când a fost creat, deci din anii 90. APP a clăcat constant și la privatizări, și la monitorizarea privatizărilor, și la PPP-uri. Și acum, în toate activitățile mele, eu am
cea mai critică atitudine față de APP, deși practic permanent am fost în cele mai bune relații personale cu conducerea și cu majoritatea membrilor, majoritatea angajaților din APP. Deci e vorba de o problemă sistemică. Și la acest GRP, dacă noi am depune, noi ca stat, am depune un efort major în asta, eu în primul rând m-aș uita la funcțiile cu ce se ocupă APP și aș scoate o mare parte din aprobarea colocațiunilor, vânzarea activelor casate și neutilizate, casarea în linii mari. Clar că anumite locațiuni, de ceea ce este esențial, să zicem, nu poți da o clădire de 2000 de metri pătrați în locațiune fără ca să fie acordul fondatorului. Însă dacă e vorba de ceva mărunt, hai, mergeți înainte și fondatorul face o evaluare la sfârșit de an. Fix așa și cu vânzarea de active neutilizate. Întreprinderile de stat sunt pline de automobile care au 30 de ani, cele nu pot fi vândute pentru că paperwork-ul pentru asta e enorm. Deci asta trebuie să o scoatem din APP. Altă prostie, orice deplasare a conducătorilor din întreprinderi trebuie să fie autorizată de APP. Pe bune? E că s-au schimbat vreo 5 directori la APP, nișunul nu a spus, eu nu vreau să mă ocup cu asta. Hai fiecare decide și dacă cumva considerăm că cineva a plecat în deplasare neregulamentară, să o sancționăm. Pentru că noi nu ne imaginăm un proprietar privat care numește un administrator și solicită administratorului să coordoneze fiecare deplasare. Ar fi un nonsens la privat, nu? Și fix așa multe alte chestiuni, dar ce este esențial, ce aș vedea eu esențial, ar fi să avem un plan de implementare cu acele măsuri imediate, prioritare, care azi ne dau efect. Și exact ce spunea și colegul meu Roman, era vorba despre decalajul mare între ce ne propunem și ce resurse dispunem. Deci noi ne-am propus ca stat, cândva, să nu mai avem întreprinderi de stat. Înregistrăm toate activele, le delimităm, facem societăți pe acțiuni sau instituții publice, am mers înainte. Însă nimeni n-a socotit dacă cam câte resurse trebuiesc și cam cum trebuie de modificat procesul ca să reușim să delimităm repede și să le mișcăm înainte. La calea ferată asta pare actualmente ceva totul imposibil de ajuns, pentru că noi avem zeci de mii de hectare de terenuri, sute de mii de metri pătrați de clădiri, e incredibil. Tot asta a fost construit prin anii 30-40, secolul 19, 60-70, multe fără de documentație de construire, adică e toată plăcerea. Și vă asigur că pe lângă tot asta, conducerea de la calea ferată mai are cu ce se ocupa câteodată. Deci, anume aici, noi trebuie să umblăm la cadrul normativ ca să simplificăm multe proceduri și atunci când noi ajungem în proximitate de ce unde se află OECD, putem să ne atingem cât mai încolo treaba asta ea. Cam ca să fiu mai simplu, cam încoace ar fi, iar în ce privește consiliile, cu certitudine, prima întrebare ar fi remunerarea lor, dintr-o parte. Din altă parte, chiar pe bune ar fi tare greu pentru multe întreprinderi să asigure o remunerare bună. Pentru că, de acolo unde sunt eu, e o condiție financiară foarte grea. Mult mai bună decât un an în urmă, dar oricum foarte, foarte grea. Fiecare lună e o dramă cum să închizi conturile la sfârșit, cu salarii, cu impozite, cu resurse ultra necesare. Să mai adăugăm pe întreprinderi și povara să achite salarii competitive consiliilor, tot o să fie destul de greu. Chiar o să fie greu. Care ar fi rata de remunerare a membrilor consiliului? Tot e destul de greu să spun. La moment, ceea ce primesc membrii noștri consiliului chiar e foarte, foarte modest. Însă ceea ce se propunea 6 salarii medii pe întreprinderi anuale pentru un membru a consiliului, asta tot n-ar schimba practic nimic. În cazul nostru ar fi chiar echivalentul la ce primesc acum. Bun, salariul mediu la noi e 8.000, mulțim cu 6 salarii, 48.000, împărțim la 12 luni, 4.000 pe lună. Față de ceea ce primește un membru, ce responsabilități ar avea pe bune un membru a Consiliului, asta e mizer. Probabil că ar avea sens pentru un grup pilot de întreprinderi să facem poate un proiect pilot cu organismele internaționale ca să meargă remunerarea pe acolo și poate prin a arăta că asta într-adevăr îmbunătățește performanța, să putem aplica pe la celelalte întreprinderi. Și cam așa, încă o dată vă mulțumesc pentru efort.
e interesant și dă, Doamne, să avem o mare viziune la APP în privința la asta, pentru că acolo e cel mai important și chiar e cel mai dificil post acum în ce privește guvernanța corporativă și să mergem înainte să avem și primele rezultate. Mersi. Da, mersi, domn director. Câteva remarci. Problema de bază e că noi avem atât de multe activi, deci activi efectiv în valoare 30 de miliarde de lei pe care administrează statul și responsabil de monitorizarea lor e o instituție care efectiv nu are capacități și clar că a fost ce a fost, s-a creat în trecut, acum trebuie să avem de face cu consecințele, de aia trebuie să ne mișcăm cât mai rapid cu tot procesul de privatizare, pentru că, repet, 20%, o cincime din PIB, asta e foarte mult, în țările, în juri, în similare, ponderea întreprinderilor de stat, dacă poate să mă corecteze colegii, nu știu, 5-6, bun, depinde de țara, dar adevărul este că e o mare problemă și nici măcar nu sunt administrate cum trebuie. Cumva, cred că e important să, ca să fie mai clar unde o să meargă mai departe APP-ul, sunt două activități de bază, este vorba de anumite active, da? Terenuri, mașini, care e o chestiune și deja a doua componentă sunt întreprinderile de stat, efectiv, sau întreprinderile. Și atât trebuie să ne asigurăm că cumva diferențiem tipul de activitate, dar am notat cumva remarcele, e clar că dincolo de faptul că sunt așa de numeroase activele, mai avem și toate chestiunile de burocrație pe care le-ați menționat, am notat și deja nou guvern, sper că bun, și ieri am avut o discuție cu domnul candidat, cumva el este conștient de probleme și de situații și viziunile dânsului coincid în totalitate cu ceea ce noi intenționăm să, ca majoritate, ca guvernare să facem. Mersi. Mulțumim. Da, vă rog. Bună ziua. Dacă îmi permiteți eu pe scurt. Pentru traducere trebuie. Pentru... Bună ziua. Mă numesc Pianăh Alexei. Sunt director la Institutul Național de Metrologie. Mulțumesc pentru invitație și pentru prezentarea strategiei. Vreau să atrag atenția că strategia prezentată este axată foarte mult pe modul de deportare a statului din punct de vedere a dezvoltării pacei, justiției și instituțiilor eficiente, care sunt legate de agenda 2030, respectiv de obiectivul de dezvoltare durabilă 16. În strategie nu este făcută legătura cu această sinergie, respectiv scăm pe viitor să nu putem prezenta ca indicatori sau subiective rezultatele pe care vom avea în atingerea acestei strategii. Vreau ca țară, fiind una dintre cele mai sărace din Europa, trebuie să încercăm să ne axăm atât pe partea de pași, cât și de prezentarea rezultatelor către finanțatori, donatori externi. De aia poate strategia, sub formă de remarcă, recomandare, ar foarte bine văzut în contextul dat sustenabilitatea cu obiectivul ODD 16, respectiv ne-ar permite să solicităm suplimentar resurse pe parcursul implementării sale și totodată, dacă o să fie realizată cu succes în anul 2030, o să putem să ne raportăm și la agenda 2030 care este ratificată și de guvern, ca un indicativ atins pe partea de instituții puternice ale statului. Da, vă mulțumesc! La etapă de program, deja cu strategia este adoptată, dar la etapă de elaborare a programului, care vor fi aprobate în strategie, cu siguranță trebuie doar în educație, evident, ținte pe care. Mersi pentru vremea. Dar și am moment, există de fapt trasabilitate în strategie, între strategia adoptată și SND, vor toate direcțiile prioritare din SND. Bun, dar SND-ul,
SND-ul se bazează, efectiv, de dezvoltare durabilă. Deci, există această trasabilitate în cadrul de planificare strategică, în sensul în care direcțiile prioritare prevăzute în Strategia Națională de Dezvoltare sunt indicate în Strategia de Proprietate Publică și, respectiv, practic, strategia e o developare, da, sau o extindere a acelor direcții prioritare. De acord, stau să gândești să mult. Veronica Bogatu, reprezentantul societății pe acțiuni Sunfarm Prim. Eu sunt cel mai mult mulțumită de proiectul de regulament pentru selectarea membrilor Consiliului, pentru că acest regulament de mult trebuia făcut. Sperăm să fie aprobat și implementat așa cum se planifică. O remarcă vreau să fac în privința acestor membri a Consiliului. Era indicat, nu am în față să spun exact, doar că mi-a atras atenția faptul că nu se va regăsi niciun acționar din persoane fizice. Știm că societățile pe acțiuni sunt nu întotdeauna cu capital integral de stat, dar sunt și cu majoritar de stat sau capital mai puțin. Bine ar fi ca în Consilii să se regăsească și un acționar care de multe ori este chiar și angajat și el vine, adică contribuie și ca angajat la activitatea societății și în calitate de acționar. Deci să se regăsească și un acționar în Consiliu. Persoană fizică. Mari, avem această situație specifice, putem să numărăm pe degete care sunt întreprinderile acestea, asta e Franzeluța, Metal Feros și Sunfarm Prim, unde există o așa situație. Da. Da. Vitale, da. Da, suplimentar, aș vrea să menționez că bunile practici OCD spun că atunci când angajații fac parte din componența Consiliului, atunci nemijlocit relațiile salariale cu întreprinderea ar trebui să fie suspendate. Deci rolul de membru al Consiliului nu este compatibil cu o altă funcție pe care angajatul o are în cadrul companiei. Deci după, da, deci practica însă în Republica Moldova nu neapărat ține cont de această prevedere, anume datorită remunerării eventual proaste a membrilor Consiliului și se presupune că asta este o activitate facultativă și nu una eventual de bază. Da, pentru a exclude conflictul de interes, membrii Consiliului nu trebuie să fie remunerați ca și salariu. Am ceva în vedere. Deci, faptul că chiar la noi, la Sunfarm Prim, este agenția proprietății publice. La Sunfarm Prim, agenția proprietății publice are, sau statul, are 99,11%. Pe lângă, avem 119 de acționari. Oare nu este cazul ca și ei să fie reprezentanți în Consiliu? Adică un membru a Consiliului să fie din rândul acestor acționari. Și eu cred că mai sunt societăți pe acțiuni în cazul nostru. Da, întrebarea aceasta depinde, e la discreția fiecare întreprinderi și e logic, da, ca acționarii sigur să fie. De fapt, bordul este o emanație a acționarilor și în cazul noastră trebuie să fie o reprezentare și acționarilor minoritari. Probabil ar fi cazul, dar aceasta se discută la nivel de... Înțeleg că regulamentul nu interzice acest lucru. Vă rugăm dacă mai sunt comentarii.
Nu sunt comentarii, înțeleg. Da, Vitale, te rog. Deci, doar o mică remarcă. Din aceeași ordine de idei, bunile practici OCD spun că dacă funcționarii fac parte din Consiliu, atunci aceștia trebuie să o facă sau pro bono. Adică nu ar trebui să fie o activitate remunerată. Ceea ce nemijlocit nu se aplică în Republica Moldova și din contra, includerea în componența Consiliului este o modalitate pentru conducătorii autorităților administrației publice centrale, așa cum a spus și domnul Lupșor, de a stimula angajații sau funcționarii din ministerie. Ceea ce nemijlocit instituie o oarecare dependență politică a deciziei bordului de voința politică a funcționarului care a detașat membrii în Consiliu. Și o altă paranteză la acest subiect, în continuare există carențe în ceea ce privește instituirea comisiilor de cenzori. Nu știu dacă la Sanfar Prim funcționează o astfel de comisie de cenzori și asta necesită a fi adresat cât de curând. Și deci asta ar fi. Mersi mult. Un ultim apel dacă sunt doritori să intervină. Bine, noi vă mulțumim. Cu siguranță noi vom continua comunicarea și angajamentul nostru rămâne ferm de a susține reformele în acest domeniu. Noi mizăm și pe comunicarea cu dumneavoastră, mai ales cei care reprezentați companiile de stat, pentru a vedea mai detaliat constrângerile cu care vă confruntați, pentru că aceasta este trebuie să luăm în considerație, evident, aceste realități la firul ierbii atunci când oferim această asistență tehnică în procesul legislativ și în această reformă pe ansamblu. Sigur, reforma se va baza pe reformarea APP. Nu e posibilă reforma companiilor de stat fără reforma APP, instituție care exercită funcția de proprietar al proprietății publice. Și noi cunoaștem, de fapt, problemele care au fost menționate și domnul Tofilat și de alți vorbitori, că într-adevăr APP joacă un rol mai, poate prea mult micromanagement, prea mult funcție operațională și prea puțin funcție corporativă, strategică de corporatizare a sectorului și aceste priorități trebuie inversate, într-adevăr, pentru a oferi mai multă flexibilitate companiilor de stat, dar în același timp această flexibilitate trebuie să vină cu mai multă responsabilizare. Și responsabilizarea fără consilii funcționale este imposibilă. Chiar dacă OECD, da, sunt țări dezvoltate, dar în OECD sunt și țările baltice, Slovacia. Sunt țări care au trecut prin realitățile noastre de acum și cumva au reușit. Noi tot trebuie să reușim și trebuie să tindem spre acele standarde ale OCD. Și o ultimă remarcă, pentru că vreau să fac acest lucru public. Noi, într-adevăr, acum acordăm asistență tehnică a APP-ului și s-a menționat și despre sistemul informațional pe bază GRP. Și acum, la fel cu suportul Fundației Soros, promovăm implementarea acestui sistem informațional. Suntem la etapa de elaborare a caietului de sarcini și mizăm pe deschiderea APP, pe deschiderea agenției de guvernare electronică, în vederea definitivării caietului de sarcini. În continuare vom organiza tender competitiv și sperăm că în decurs de pe parcursul acestui an vom începe lucrul nemijlocit la dezvoltarea acelui sistem informațional care se va baza pe sistemul informațional deja existent la APP. Nu vrem să aruncăm la gunoi cumva tot ce s-a făcut până acum la APP. Vom merge pe logica de upgrade, de îmbunătățire a actualului sistem informațional, cu scopul de a transparentiza sectorul și de a face funcție de reglementare a domeniului proprietății publice mai ușoară, pentru că acest sistem informațional este important atât pentru APP, cât și pentru companii și pentru publicul larg, pentru că va transparentiza semnificativ acest domeniu. Domnule președinte, un ultim cuvânt de final și cu concluzionare. Vă da. Rugăm. Mersi mult pentru organizarea acestui eveniment. Pot doar să vă spun că noi nu
nu avem frică de procesul sau cuvântul privatizare, pentru că de foarte multe ori, în ultimul timp, guvernările s-au oferit foarte mult acest proces și iată am ajuns într-o situație în care atât de multe reforme profunde au fost întârziate și iată am ajuns în situația în care trebuie să le facem, pentru că nu doar că vrem să devenim membru UE, dar pentru că asta e bine pentru țară și pentru societate și ceea ce vreau să spun este că o să mergem ferm înainte. Desigur, prioritatea imediată este să întărim capacitățile și aici ne referim la APP, așa cum ați spus. Nu putem să mergem înainte cu APP-ul în forma actuală, asta este clar. Remunerarea, și cum mă refer la remunerare, nu mă refer doar la funcționarea din Ministerul Economiei sau la cei din APP, mă refer și la remunerarea directorului de întreprindere de stat. E o mare problemă când cu cât mai mare întreprinderea, atât cumva stimularea salarială este mai mică, pentru asta e pur și simplu nu știți cum, în afara unei logici economice fundamentale, trebuie să rezolvăm problema asta. Și, desigur, remunerarea Consiliului de Administrație, deci asta e o chestiune care am putea să o facem, cred că relativ scurt. Și deja în 2023, cum spunea domnul Tofilat, director, să arătăm că ceva se mișcă, spuneam, trierea să ne planificăm să o finalizăm în 2023 și să fie clar și să comunicăm societății necesitatea acestor lucruri. Și deja în sistem informațional înțeleg că anul ăsta tot e posibil să finalizăm. Noi să susținem plenar la nivel de Comisie Economie, la nivel de majoritate parlamentară, de echipă guvernamentală și o să continuăm lucruri și în cadrul grupului de lucru care l-am inițiat alături de nou guvern care urmează să fie investit săptămâna asta. Mersi tare mult și ne auzim. Mersi. Mulțumim, domnule președinte, pentru aceste mesaje încurajatoare și sunt mesaje importante și pentru viitorul guvern care va fi creat. Noi, sigur, suntem deschiși pentru a susține aceste reforme cu suportul inclusiv a Fundației Soros Moldova și domnule Petru Culeac, vă rugăm cu un cuvânt de concluzionare pe final de eveniment. Adrian, mulțumesc mult. Doar două cuvinte. Eu aș reitera ceea ce spunea și domnul Marian mai devreme. Nu facem lucrurile pentru bifa, trebuie să le facem, deci nu pentru a îndeplini careva condiționalități, doar le facem pentru ca aceste întreprinderi să funcționeze bine, să aducă beneficii în societate și să răspundă și necesităților angajaților, statului și așa mai departe. Probleme sunt foarte multe, noi am văzut, dar e important de ținut minte că și actori sunt foarte mulți implicați și eu cred că un astfel de eveniment cum este astăzi e foarte binevenit și ar fi bine să mai fie pentru a implica toți actorii care sunt în acest proces de schimbare, atât APP-ul, Parlamentul, Guvernul, instituțiile, întreprinderile despre care vorbim și angajații, așa cum mai devreme se menționa. Eu cred că doar prin discuțiile și luarea în considerarea a problemelor și intereselor existente pot fi ajuns, se poate ajunge la acele soluții atât de necesare despre care au vorbit colegii astăzi. Mersi tare mult încă o dată și mult succes! Mulțumim, succes tuturor! Zi bună!